Municipiul Sibiu și 3 localități din apropiere intră în carantină de săptămâna viitoare. Incidența COVID-19 a ajuns deja la aproape 12 la 1000 de locuitori. Însuși șeful DSU, Raed Arafat, a fost azi în Sibiu pentru a evalua situația care pare să fie tot mai gravă de la o zi la alta. Instituirea măsurii de carantinare a municipiului Sibiu la un loc cu localitatea Schellenberg și cartierul Arhitecților, măsura de carantinare a localității Tălmaciu și măsura de carantinare a localității Cisnădie, începând cu ziua de luni. Ce alte decizii s-au luat, aflați la ora 19 în Observator.